Pentru săptămâna aceasta, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Neamț le oferă nemțenilor 331 de locuri de muncă vacante, dintre care 127 sunt la Roman. Cele mai multe locuri de muncă sunt cele din departamentul de vânzări și din producție, segmente importante ce contribuie la revenirea economiei în această perioadă. Comparativ cu anul trecut, în acest interval, locurile de muncă oferite de angajatori sunt în scădere. Romanul are 127 de locuri vacante. Anul trecut, în aceeași lună septembrie, erau 335. Chiar dacă sunt 127 față și mai puține ca anul trecut, sunt cele mai multe locuri pe județ în momentul de față. Deci față de Piatra Neamț, unde sunt 119, în Roman avem 127 de locuri. Totalul locuri de muncă sunt 331 pe județ în septembrie 2020. Comparativ cu septembrie 2019, când erau 858. Și în perioada asta, septembrie-octombrie, cum locurile de muncă scad. Dar ca ofertă, totuși, avem ce oferi celor care sunt interesați să ocupe un loc de muncă. În contextul pandemiei, conform unor studii efectuate de specialiști, companiile preferă să se relanseze în detrimentul recrutării de personal, reducând astfel cheltuielile.